Prima ninsoare din acest sezon a prins pe nepregătite mulți șoferi care nu își dotaseră mașinile cu anvelope de iarnă. Chiar dacă între timp zăpada s-a topit, agenții de circulație le recomandă conducătorilor auto să fie precauți. Oricând pot apărea condiții de iarnă. Polițiștii de la rutier au început deja verificările în trafic. Având în vedere sezonul rece și eventualele precipitații sub formă de zăpadă, adresăm recomandarea tuturor conducătorilor auto care fac deplasări în această perioadă anului să echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă, anvelopele care au inscripția MS sau M+S. La nivelul județului Buzău am început deja controlele pentru a verifica vehiculele cu privire la anvelopele de iarnă. Potrivit legii, regula este foarte clară. În cazul în care drumul este acoperit de gheață, polei sau zăpadă, autovehiculele trebuie să aibă cauciucuri de iarnă. Cauciucurile de iarnă obligatoriu vor fi montate pe autovehicul în condițiile în care partea carosabilă este acoperită cu gheață, zăpadă sau polei. La vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, facem precizarea că au obligația să aibă montate lanțuri antiderapante. Șoferii surprinși în trafic, având la mașină anvelope neconforme cu condițiile de drum, riscă amenzi mari și reținerea certificatului de înmatriculare. În eventualitatea în care este depistat un conducător auto care nu are montate anvelope de iarnă pe autovehicul, riscă o sancțiune contravențională de 1.305 lei, cu posibilitatea achitării acesteia în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii și, ca măsură suplimentară, reținerea certificatului de matriculare, eliberând o dovadă fără drept de circulație. De luni dimineață, vulcanizările au devenit supra-solicitate după ce ninsoarea s-a abătut pentru prima dată în județul Buzău.